Te omor să moară Giblan. Păi eu n-am venit aici cu gânduri pașnice, măi, dacă nu e bine, are mai multă viață decât mine. Nu, fugi, aolo, 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 aolo. Mă, dar uite, ești tu cât de incapabil să-mi anumit planeta cum trebuia să numesc creatura, ești nebun la cap. No, salta mea, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am regăsit la un nou episod din Sport. Ce faceți, mă, nebunilor mei? V-am spus că dacă se stă multe like-uri la episodul de Sport pe care am postat data trecută, următorul o să apară și mai repede și e bine apărut după o săptămână, după cum l-aș fi postat normal, dar ei, s-au sunt multe like-uri acolo și aveam de gând să fac un episod de Sport mai devreme, dar au fost foarte multe chestii care s-au schimbat în primul Minecraft Dance of Planet, am distrus o lume din nou. Mamă, dar distrugătoarea lumilor sunt joase cu Games, a făcut un update și mi-a dat tot schedule-ul peste cap. Dar în fine, oameni buni, uite aici, episodul de Sport pe care l-am așteptat cu toții. Hai da, să trecem la treabă direct. Mergem aici pe Terexinatorul dracului, că de-a retardat și mi-a numit planeta cum trebuia să numesc creatura. Că n-a... uite așa. Nu! Nu! Ce întâmpinare călduroasă! Nu! 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 Du-te, bă, la ci! Du-te, bă! A, frații, dracu, întâmpinarea voastră de retardat. Nu, sunt doi. A, ce întâmpinare călduroasă și nemaipomenită, exact ca România. Da, uite, Ligioană Blade. Ia vină tu cu acea băi șmechere. Asta. Atacă Terex, Terexolul sau cum i-am zis. Ia vină tu cu acea băi. A, te prăjesc, fraiere. Te prăjesc. Hai, așa, stați acolo să mi se încarce mie fundul electric. Ia las-mă, daci. Vă place curentul, vă place. Uite de ce se spawnează legioanele alea lângă mine, frate. Știi ce am realizat eu, mă, oameni? Eu am dat pe hard ăsta și de-aia nu merge mie treaba așa cum vreau. Nu, uite chestia de-aia. Uite acolo chestii pe care aș putea să le mănânc, chestii ușoare de mâncat. Uite ca individul ăla care fuge de mine, care odată mă vâna pe mine, acum îl vânez eu pe leafă, tu cu acea. Ia stai, bă, tu așa, nu mai fugi, bă, că te prind în urma și te mănânc. Uite ce idee, camera are 7000 de propulsii. Nu! Te prăjesc, fraiere, te ard, ac. Doamne, te ard, măi, au, mă ard el pe mine. Ăla e, îl mănânc pe ăsta, ia vreau tu cu aci. Ia vreau tu cu aci. Te mâng, măi, așa, prăjește-l, ăla-i, măi. Cine-i șmecher acum, Așa, muriți, măi, frații, dracu să fie. Ce l-o sup pe ăla, ești nebun, îl mănânc eu acum. Uite ce-l mănâncă, neam. Așa, mersi, nu, mă suge, no! O, monstruozitate, mi-a sub toată se vadă. Băi, dracu, ia mici, mă, ce mă atacă. Uite-mă, șmeche. E bine ce ai făcut, mă? E bine ce ai făcut acum? E bine ce ai făcut? Ai, vai de viața mea, cât ai dracu sunt ea. Bă, îmi place. Uite-te cu... Na, mor și al dracu într-o mușcătură. Bată-te unii... Asta e ușor, domnul, ia vreo tu. Aha, ia vreo tu, stai așa pe loc, tovașe. Cum s-a născut, l-am și omorât. Aha, e bine, îți place ce ai făcut? Ia vreo. Nu, e unul de la mare. Uite, bă, asta bărică mâncare. Mamă, câtă mâncare aici. Numărați morțile, vă rog, ca în episodul data trecută, numărați morțile, să vedem de câte ori am murit. Uite al dracului, Ioan, ia vreo tu cu acea, te pui cu mine, te mânc cu totul. Și al bată-te universul, te bate, ia vreo tu că... uite cum se nasc mai mulți, uite cum se... Vai de via, bă, șmecher sunt ăștia, mă, ia vreo tu cu acea. Ac. Ia vreo tu cu acea, vino la T-Rex-ul cu acea. Vino cu acea, al dracu să fii tu cu universul tău, așa. Ia uite-l, cum vine, frate, uite cât de șmecher e el, ce naiba e în rău creator. Mă, nu mai veni, mă, că te mânc, mă. Ai, lasă-mă că o să mănânc pe ăsta, tu prăjește-te acolo, așa. Ok, mâncă chestia asta. Nu! O, Doamne, ce se întâmplă aici? Așa, mâncați, ce dracu, ăla are spin pe el, tu te aici. Nu mă suge! Nu! Ai, capul meu, toată seva de mine s-a dus. No, eu mă duc să evoluez creatura asta, îmi bag picioarele, am nevoie de chestii mai dezvoltate. Băi, nu mi-ataca jumătatea, că te spar să moară gibilanii șmecher, tu ochiosule. Aveți ce-ți dau acum când o evoluă, stai așa, să vezi. Te mâng, măi, te fac praf. Alea, uite cum am lăsat un nou acolo, ce nu-mi place să fiu femelă, ce grea e viața de mamă, măi. Ia să vedem, deci chestia asta în primul rând o face mare ca naiba. De ce nu poți să-și întindea, frate, mi-ar plăcut să poți să-și întindea. În fine, o să faci și chestia asta mai mare, o să facem codița mai mare, poți să fac codița mai mare, nu poți să fac codița mai mare, de ce nu poți să fac codița mai mare? Asta este Terexanul, asta e Terexolul 2.0, ia stai mă așa, uite așa o să-i punem, ascuns și acolo sub ochi, nimeni nu o să-și dea seama ce am eu sub ochi, ești nebun, ia să dăm și niște culori noi dacă toți suntem aici, nu? O să facem verde, fiindcă lui Terex îi place verdele, deși mai nou am început să-mi placă roșu mai mult, ia zi-te. Ceva roșu așa arată destul de ok, nu? Ia zi-mi altă nuanță așa parcă asta. Avem alt model pe aici, ceva interesant? Nu prea, nu am nimic interesant. Oh, uite asta lucește.
Oare asta lucește? O să facem așa. Terex, ce nume am dat, mă? Asta e Terexinatorul 2.0, l-am pus cu virgulița, că numai asta să pun punct acolo, bată-te Dumnezeu, joc, de ce numai să pun punctul, nu vrei să pun punct acestui univers? Gata, mă, acum ați mai putea, ia vezi, mă, voi, cu l-am mâncat la direct, ești nebun. O, ce mi-am făcut așa, și cu poiză, și cu toate, muriți, mă, frate, direct, să fiți toți, vă omor, măi, sunt un criminal, bă, nu mânca mâncarea, că te-am scalpat, ești nebun la cap. Ala, dă la mine aici, dă la mine aici tot. Vreau să fac mai mare, mai colectez ADN dacă mai mănânc, nu, apare nu. Dar vreau să mai distrez puțin stagiul de celă, că îmi place mult dat-o, frate, stagiul de celă. Uite, nici știu cât amuzant e, frate, acum că sunt overpower, deci nebun cu toate chestiile astea pe mine. Nimic nu mă mai oprește, ala, uite-l, prăjești și pe fraierul, uite-l cum. Direct o travă la prost, direct moarte, a, că stare spin peste tot dementul ăsta, ala. Vreau să, o, haide, cam eu, ligioanea mică. Na, uite-te, știu, unde fugi, fraiere? Unde e fugi? Ce, ai văzut că-s prea puternic? Uite-te, știu, am electricitate cu gaz toxic, cu... Ala vine să mănânce mâncare, ia veniți, bă, voi, ia veniți și voi, așa, vină încoace, tovarășe. Hai să-ți regreți existența, cine vrea să-și regrete existența alături de Terex? Veniți încoace, eu sunt distrugătorul numai al lumii, eu sunt... Ala, moarte și la tine, ia uite cum mor toți, ala. Ia uite, uite cum mor, frate, uite, dacă aș avut chestia asta de la început, așa frumos, cum îmi place mie. Ia și reteza pe toți, ești nebun, uite pe grasul ăla, să vezi cum îmi retez eu pe grasul ăsta acum. Ia vreau tu cu acea, băi, șmechere. Unde te-ai dus? Ia vreau tu cu acea, ăsta, uite-l ce ochi încruntați are, o să-ți regheți existența curând, frate. Curentați-vă, ala, e direct în poison, intrați. Așa, intră și fraierul în poison. Intrați în poison la Terex, aici intrați în țepinul Terex, intrați în tot ce ai, cam ceva mușcat, băi. Ala, vino coace, nu fugi. A, s-a dus dracu. Uite, mai aici Terexoli, Terexinatorii, cum sunt pregătiți ei de evoluție. Sunt pregătiți să iasă pe uscar, mame, suntem prea puternici pentru acest bazin. Haide, cameu. A, ce dracu, bă, tot pișcă, băi. Ia roșu tu legioană cu acea. Haide, cameu, mănânc ole direct, ești nebun. Ala-i. Ai, lasă-i încolo, pe aia. Dar intrați în poison, veniți cu acea. Intrați în poison că vă și curentez. Se face ca aia în How to Train Your Dragon, ăla care vomita gaș, ăla care dădea cu scânteia, așa și la mine. Eu dau cu o travă și dau cu scânteia și explodez pe toți. E șmecher și tu ia vinul cu aia. Hai să-ți arăt eu ție cine e șmecherul oceanelor aici, cine e apexul oceanelor. Ai luat tu cu acea. Ala-i, uite, toată lumea să mor, toată lumea în burtă la Terex. Mai vreau să mai fac ultima evoluție a creatura asta înainte să ies pe uscar, oameni. Și anume să-i pun gură de erbivor. Vreau să-l transform în omnivor în mare parte, știi? Ca să... Nu știu, e bine să fiu omnivor. E bine să mănânci de toate, oameni. Ca să te faci mare și putente să mănânci de toate. Nu te să faci mofturi la mâncare. Ca să faci mofturi la mâncare, devii mâncare. Uite-i pe ăștia, uite-i. Uite, vezi, ăștia fac mofturi la mâncare. Așa, muriți, mă, frății, dracu. A, vino și tu un poison. Hai, da și tu aici. No, bun, hai să facem o ultimă evoluție. Unde ești tu, nevastă? Vino încoace. De fapt, unde ești tu, bărbat? E că eu sunt nevasta. Ala, aici erai. Bă, dar ce creatura mai mare decât mine? Bă, normal, eu trebuia să fiu mai mare. Ce asta? În fine, hai să facem creatura asta omnivoră și după aia să cucerim uscatul. Oameni, deja oceanele nu mai sunt bune pentru noi. Chestia asta nu o să mai am nevoie de ea. De fapt, propulsoarele astea nu o să mai fie nevoie de ele. Deci o să le dau la o parte. De fapt, nimic nu o să mai fie nevoie pe creatura asta, dar în fine. Uite așa, o să punem o gură. Uite așa o să le punem acolo. Perfect. Mouse works best in front of the creation. Mouse works best unde o pun eu, știi ceva? Nu mai îmi spune, tu mie o să-mi pun eu gura. O să pun chestiile astea aici, nu știu dacă mă mai aștept la ceva, dar... totul să fie. Măi, dar ce nu pot să fac chestiile astea mai mari? Vreau să mărești ceva pe creatura asta, dar nu pot. Aia pot să le fac mai mici. Nu, știi ce? O să las ochii așa. Îmi plac ochii așa ieșiți din cap ca la melc. Chestia asta poți le fac mai mari, nu poți le fac mai mari. Aia, în fine, lasă-l așa, gata, acum trebuie să-i pregătim o culoare de camuflaj, mă, oameni, și anume să-l facem verde. O să facem așa un verde, acum nu știu dacă... arată, dar zici că e bolnav, dar e ok. Ia zi, o să punem chestia asta pe el. Uai de capul meu, ce bă? Uite, o să-l lăsăm așa, arată fain, de ce nu, ăla. Ala, mă, acum ieșim pe uscat, mă, oameni, pregătiți-vă să cuseriți uscatul alături de Terexinatorul. Mă mănâncă nasul, Cum am... Asta așa că vreau să mănânc pe asta. Stai așa, ia vreau tu cu acea șmechere. Intră tu la mine în burtă, gata. Doar așa înainte de plecare, iasă. Deci am mers pe mare parte omnivor. Bă, m-am menținut ce-i drept. Ceea ce mi-e place, ok. Ia să vedem, uite aici evoluția la Terexinatorul. Am început de pe omnivor, m-am îndreptat spre cum îi zice, spre ierbivor. Pe am ajuns spre omnivor, iarăși. Deci am echilibrat totul, este perfect. Ia să vedem. De ce scrie acolo, complice, or hard. Am făcut un achievement. Are achievement în jocul ăsta. Băi, ești prost. Nu știam chestia asta, ok. Uite cum arată ID, capul meu, înspăimântător. Ce poți spune, uite cât de înspăimântător este. Temeți-vă de Terexinatorul. Fix așa o să-i fac gura. Ce dracu. Alea mai acum, uite ce coadă poți să-i fac, ești nebun la cap.
O să mai mișorez aia puțin, perfect, arată bine. Și acum picioare, ce picioare să punem noi astea, ce picioare sunt mai bune, aici ce dragul mai. Sunt părți, uite, îmi lipsește o gură, domnivor, ești nebun. Aparent am găsit toate părțile, dar oricum mai trebuie chestia asta. Chestia asta arată fain. Picioarele astea, o să-i punem așa. O să-i punem 4 picioare, nu pot să-i pun 4 picioare, dar ce nu pot să-i pun 4 picioare, mă? Dar eu vreau să-i pun 4 picioare, care e problema? Chiar dacă am văzut chestia nu-i suficient. Dacă vând și chestia asta 15, asta ar veni tot pentru 4 piciorușe. O să-i punem 4 piciorușe terexinatorului, de ce nu? Să fie mai rapid, să fie mai puternic, 2001 de ore, să-i pun genunchi invers. Partea asta să fie puțin saltată. Oh, pot să întindă corp. Haide! L-am făcut sauropod. Ala, și coada aia o să o păstrez, să moară gibilan. Uite așa îl facem, mă, oameni. Temeți-vă de... chiar că temeți-vă acum. No, acum să vă temeți de chestia asta. Bată-mă, Dumnezeu, ce am făcut așa, dar îmi place, sincer, să fiu ceva nou. Oh, și putem să punem culori noi. Ia să vedem. Ce model? Ăsta așa. Zici că e Indominus Rex. Zici că asta chiar deloc nu merge. Mamă, ce gură are. Haide, nu mai vreau să mai văd aia, gata, m-am săturat. Vreau ceva, nu știu, frate, să... Uite, asta îmi place cum arată. Sau asta așa? Ne arată ca un kiwi stricat. Ce dracu am făcut acolo? Bă, dar nu e rău. Dar totuși, cred că o să pun asta așa cu petele alea pe spate. Uite asta, da, asta e fain. Acum dacă vreau să modific culoarea, dar nu pot să modific culoarea. Uite, pot să modific de aici culoarea. O să-i facem un negru așa închis. Ia zi, un negru așa ceva mai... Un negru, un ver... cum arată, ești nebun! Ce 2.0, direct 3.0, ești nebun, 3... Lasă-mă să pun punct, de ce nu să pun virgule iarăși, 3.0, uite-l, Terexinatorul 3.0, de fiecare când o să evolueze, o să pune cât un 3.0, cât un 3.0, o să pune cât un 1.0 acolo. Fiindcă n-ai evoluția, mă, oameni, uite cum se duce la suprafață, mânca la mama pe el. Ia să vărcăm mesajele alea acum. Uai, ce oribilități au putut să creeze unii oameni. Uite-l, mă, cum iese la suprafață, uite-l. A văzut suprafața, monstrul din Loch Ness, zici că ăsta ești nebun, exact, monstrul din Loch Ness, uite ce față are. Așa, cheamă semeni, de ce să grici apa în halul ăla? Alai, mă, cheamă-i pe toți, hai să ieșim la suprafață și să mâncăm copaci. Alai, mă, te feri... Oi, de via... Bă, dar teribil... cât am ochii ăia mici. Doamne, așa merg cu capul târâș, dracu. Uai, uite, băi, am greșit culoare, de camuflaj, ești nebun. It's the beginning of a new day, dar știu că este beginning of a new day. Avem și cuibacii. Uai, de capul meu, Dumnezeule, mă, ce-am putut să crez, dar mai mare nu puteam și o să-l fac. Bă, n-arată rău, sincer, să fiu, e decent. Acum, ce am eu de gând să fac, data trecută am omorât fiecare creatură care ne ești în cale, mă, oameni. Data trecută fiecare creatură am pus-o pe extinție. De data asta o să ne facem prieteni fiecare creatură. O să schimbăm puțin stilul de joc, nu? Ok, ia să mănânc chestiile astea. Uite-l ce mâniam. Alea, mâncare, măi. Va trebui să și vânăm de când în când vine. O să trebuia să și vânez, dracu. Dar vreau să fac prieteni, ia să vedem. Sunteți prietenoși cu mine. Vreau să discut cu voi. Salut. Ce ne poți spune despre tine? Ăla cânt... să cântăm! Hai să cântăm! Chip, chirip, chirip, chip, chip! Ăla, chip, chirip, chirip, chip, chip, ce? Impress free, așa, o să impresionez 3 dintre ăștia. Gata, ne-am devenit prieteni, este? Ok, am devenit prieteni și mi-au dat părticele. Mulțumesc foarte mult, domnule, ești foarte drăguț. Este rândul tău, vino încoace să ne împrietenim. Haide, cântăm ceva și acum o să-ți cânt și eu ceva. Chip, chirip, chirip, chip, chip. Dacă nu cântăm frumos, te omor. Ala, gata, uite, am impresionat un al doilea, mă, oameni. Deja progresul este aici. Și o să te impresionez pe tine că ești mai mare și mai drăguț. Ia, vină tu, coace. Hai să-ți cântăm ceva, tovarșe. Hai să cântăm împreună. Chip, chirip. Nu, cântăm hora frăției pe pământul Terexinatorului. Că na, așa mi-am numit o plantă că sunt retardat. Gata, m-am impresionat. 3, gata, așa. The Elvis are now your allies. Gata, mă, avem prima noastră, primii noștri aliați. Ala, mă, ce fain. Ne mai pomeni de astea, avem alte chestii aici, deci, ok, asta e făcută, ce asta? Următoarea misiune, locate your mate, call to find-o-l așa, find new parts level, am înțeles, o să urmăm aceste misiuni foarte interesante și o să găsesc toate chestiile care am nevoie, mai întâi o să mănânc o chestie într-asta. Hai să găsim părticele pentru a evolua, părticele, sper să nu fie oameni agresivi pe aici, fiindcă eu nu sunt agresiv, eu sunt un pacifist. Sunt foarte pacifist, dragii mei, doar dacă mă atacă cineva o să-l atac și eu, așa funcționează acum logica acestui nou T-Rex. Acum T-Rex a devenit o creatură foarte blândă și blajină. Numai uitați-vă la fața lui. Unde dracu e fața lui? Uitați-vă la fața asta. Asta poate să fie față de om nebun și criminal. Oh, nu, ăștia sunt foarte supărați. Aolo. Da, și sunt foarte și frumoși pe deasupra. O să vreau să iau acele bucățele. Deci nu îndrăzniți. Să nu îndrăzniți. Nu vă apropiați de mine. Nu vreau să vă fac rău. Eu sunt T-Rexul pacifist. Nu vă apropiați de mine, oribilități împuțite. Oh, nu vreau.
Uite pe individul acolo, uite-l. Ăștia? Ok. Oh, nu vin în partea asta! Momiți voi, dragii mei, momiți, uite, luați-i voi. Luați-i pe ăștia, uite. Nu vin după mine în continuare! O să duc la mine acasă și o să-i devorez. Pacifist ca pacifist, până te apropii și mă enervezi. Veniți în coașa, ajutați-mă, semenii mei! Semenii mei, ajutați-mă! Să țin niște moștri după mine. Să moară Gibilan dacă nu iau niște moștri după mine. Nu vă mint, nu mă tratați așa cu indiferență. N-am strigat lupul degeaba. Chiar erau niște moștri după mine. Ai, nu te mai uita așa îndrăgostit la mine că mă enervezi. Neața vecinilor, aveți voi niște oase pași pe care aș putea să le colectez? Nu, apare n-aveți. Ok, ăștia apar puțin agresivi. Oarecum nu par în cea mai bună stare, dar o să iau această chestie și o să mă prefac că nimic nu s-a întâmplat. Am primit, nu știu ce am primit acolo. Ok, o să vă fac curățenie, stai liniștit, eu sunt cu deratizarea, nu mă ataca că spar fața. Vă spar fața, băi! Lasă-mă, pace, du-te, bă, de aici. Păi te omor să moară Gibran. Păi eu n-am venit aici cu gânduri pașnice, măi, dacă... Nu e bine, are mai multă viață decât mine. Nu, fugi, aolo. Înapoi acasă, T-Rex-ule, unde n-ai mai ție casa, unde e cald și bine acolo, mai întâi de toate trebuie să mănânc ceva. Pentru că dacă nu o să devin o mâncare și nu, chiar nu doresc să devin mâncare așa din toată. Am ieșit pe uscat, creaturile astea nesuferite nu vor să fie prieteni cu mine, atunci o să fie mâncare pentru mine. Adică na, aia e, dacă nu poți să devii prieten cu el, devine mâncare pentru tine. Uite, niște creaturi faine și cu care aș putea să mă prietenesc. O să iau asta mai întâi de toate. Ok, iau-o repede până nu te atacă cineva. Uite, despre asta vorbeam, iau-o repede până nu te atacă cineva. Trebuie să ajung acasă unde e protecție. Ok, să mai țin după mine fraierul. Aha, nu mai vin după mine. Du-te al dracu să hii. Ce dracu s-a astea? A, scoici, mă, pot să-mi pind scoica. Du-te, mă, de ce? Du-te al dracu aici. Dragele mele creaturi, m-am întors acasă și am adus bucățele numai bune ca să evoluăm cu ele. Hai să facem chestia asta. Summon flock, ce dracu, nu asta vreau să fac eu. Ok, e momentul să schimbă, ce asta? Sneak. Pot să dau sneak, ești nebun. Ok, unde este acea creatură? Unde este acea creatură care strigă la mine? Tu ești? Ok, tu. Vino cu acei. Ala, hai să facem un plus, hai să evoluăm puțin Terexanul ăsta. Cred că o să păstrez coada. Hai, gigame, ce ursă glice. Cred că o să-i păstrăm coada, o să-i păstrăm tot aspectul fizic, o să adăugăm niște chestii noi totuși, nu știu, o să vreau să adaug niște chestii noi pe. Poate niște țepi? Poate o gură mai bună? Habar n-am. Vreau să adaug ceva, să facă mai mult HP. Arată ca un sauropod, deci nebunci că am făcut un sauropod, dar arată teribil. Cred că o să-i pun 12.000 de picioare, cred că asta e intenția, să-i pun 12.000 de picioare. Ce dracu s-a seamă? Ăștia sunt ochi? Uai, de viața teribil, asta ce naiba, bă? Asta e gură? Sau sunt tot ochi? Ăștia sunt tot ochi, ce? Așa arată ochi, ui. Hai de viața mea. Ia zi, ăștia sunt tot ochi. Aici avem gurile, mă, oameni, astea de... Și asta. E gură domnivor, asta e gură domnivor, avem mai gură domnivor, dar nu vreau guri, eu vreau mai multe picioare, mai aia vreau, asta vrea T-Rex, mai multe picioare. O să facem asta puțin mai mică, în primul rând. Pot să o mai modific sau ceva, pot să mai întind puțin de chestiile astea, nu mai pot mai întind de nimic, o deocamdată arată decent. Uite așa, aș vrea tot să sal partea asta mai, nu așa, haide, că chiar am rupt gâtul. Uite așa o să-l facem, mamă, zici că am făcut un brachiozaur aici, ești nebun, am făcut un brachiozaur mai mult decât ea de Jurassic Park. Asta dă jump și dance, asta putea să fie bună. Jump și dance 2, jump și dance 1 peste tot, 1 peste tot. Speed ăsta, bă, asta putea să fie mai bun. Uite, asta, o să punem două dintre astea și o să punem două dintre astea. Uite aici, ce evoluție încântătoare. Stai așa, dă-mi micșorează prostiile astea așa. Ok, abă arată relativ ok, zic eu. O să tragem astea puțin mai jos, așa. Ok, o să punem picioarele astea puțin mai sus aici. Bun. Asta mai așa, cred. Nu, stai așa. Deci alea vin așa, ok, o să vină mai ce-am făcut acolo, ok, lasă că e bine. Lasă că e bine, știu ce fac, stați liniștiți că știu ce fac. No, bun, hai să-l încărcăm cu țepi și cu arme periculoase, să-l dotăm puțin, mă, oameni. Ai, deja am pus un țep și deja când ai pe asta prostea asta, 25. Tu, te bă cu asta de aici. Dar fix să te duci cu ea la dracu. Chestia asta dă strike 2, deci o să o pun în vârful, nu mergem în vârful cozii, ești nebun. Unde naiba să-i pun eu? O să o pun pe umeri, măi, fiți atenți la asta, fix pe umeri o să o pun. Uite așa, și dacă mă atacă cineva, ia stai așa, să vedem, pot să mai modific chestia asta cumva, într-un fel sau altul, uite așa vreau să le pun. Fix așa o să le pun pe umeri și când mă atacă ceva, îi dau cu umărul în gură. A, de aici, tovarăș, și mănâncă țepi, așa zic eu. Așa zic eu la inamie, ia de aici, mănâncă țepi, uite-l ce fain. Și acum trebuie să facem culoare de camuflaj, oameni, să se camufleze în acest mediu ostil. Deci o să fac așa, culoarea asta, cred.
Și o să-l înroșesc cu totul, ia să vedem. Cu asta se potrivește ideea. Nu, 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 asta ar putea să meargă mai bine, ba nu, nu, nu. Lasă că Terexul știe ce face. Stați așa că Terexul știe ce face, o să-i dăm. O să dăm culoarea asta cu totul, așa, ia să vedem cum arată. Total roșu, uite-l. Haide, cam se camuflează perfect, mă, oameni, ce părere aveți asta? 3.0 rămâne deocamdată. Tot 3.0 rămâne, fiindcă n-am schimbat multele alea, dacă niște upgrade, puteam să-i pun 3.1, dar am zis că nu mai lasă, că e prea multă evoluție după aia și o să luăm așa ușor, treptate, uite. Uite, i-am săltat puțin gâtul ca să vadă lumea mai de la înălțime, mamă cât am ochi are, băi. Ce dracu, bă, cu capul ăla. Așa, mă învață chestii, uite. Ia, miam. Alai, sunt pregătit de acțiune, lasă-mă să plec acum. Ah, mă învață să dansez. Ok, mama, învăț să și dansez. Ură să-mi văd chestii noi. De fapt, îmi place să-mi văd chestii noi, dar să nu fie la școală. Gata, acum sunt pregătit de viață. Am învățat toate chestiile necesare pentru supraviețuire. Uite ce cârd am aici, ești nebun. Haide, cam sunt atât de mult, sunt atât de urâți toți. Uite cât de pregătit sunt de noi de luptă acum. Dacă mă atacă cineva, fix umăr în gură îi dau. Dacă că ai această chestie acest episod, oameni, fiindcă mi-a foame ca naiba, să mă fac dacă nu-mi curie stomacul, nu, cred că auziți și voi stomacul, auzi cum face. Deci că-i drujbe, ești nebun. Dar cam aici o să cheși acest episod, oameni buni. Așa că dacă v-a plăcut și vreți să vedeți pe următorul, când mai... Stai așa, stai. Dar în bine, oameni buni, cam aici o să cheși acest episod. Așa că dacă v-a plăcut și vreți să-l vedeți pe celălalt cât mai curând posibil, rupeți butonul de like acolo. Abonați-vă, dracule, că n-aveți ce pierde cât timp și neuron. V-ați clopoțea pe notificările alea fursite. Eu vă mulțumesc în toată atenția cu altă, tot suportul vărișină. O să ne vegam cei de la viitoare, pa, pa!